6 instructori auto din Brașov și Galați au fost prinși că ajutau candidații școlii de șoferi să obțină în mod ilegal permise de conducere. Instructorii se dădeau tot drept candidați, ca mai apoi în timpul examenului să le poată sufla cursanților răspunsurile corecte. Pentru asta primeau un schimb până la 5.000 de euro. Mai multe detalii de la Elena Predoiu. Bun găsit! 6 instructori auto au fost reținuți de oamenii legii, asta după ce mai bine de 7 ani au ajutat elevii nepregătiți ai școlilor de șoferi să obțină în mod ilegal permisul de conducere. Este vorba despre examenul teoretic, acolo unde era un candidat fals care îi ajuta și le spunea răspunsurile corecte. Un astfel de ajutor costa între 2.500 și 5.000 de euro, bani care ajungeau în conturile celor 6 instructori. Mai mult decât atât, anchetatorii Direcției Generale Anticorupție spun că un astfel de grup infracțional era încă din 2013 până în 2020. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore.